Doamnelor și domnilor, concursul nostru de cântec, joc și voie bună merge mai departe. Astăzi suntem la Golden Stag, drept pentru care avem și traducerea în limba engleză. So, păi cum faci? Zici mâine engleză să-ți oh, great! Yeah. Cântă sau improvizează? Cântă sau improvizează o melodie de precricere care să continue următorul cuvânt. Perfect! Trafic mergând, să știți că nu eu pun muzica. Dar cine le-a arătat? Ai zis că ai învățat tot ce știi. Ai zis, corect, bravo. Am arătat ce clasici. Se întâmplă vis-a-vis de noi în oglindă, cum ar fi, se pregătesc prietenii noștri de la Gigi Casual, cum i-am zis, respectiv Gypsy Casual. Când a început a noastră să cânte și Mihăiță și Gia au făcut cu așa. Cu telefonul. Ce faci sâmbătă? Ca au început lucrurile. Bun, ruleta muzicală, știți deja regula, eu vă dau un cuvânt, echipa care pierde ceva. Am mare încredere, Robert, aici de față. Cântă sau improvizează o melodie de petrecere care să conțină următorul cuvânt. Primul cuvânt pentru stânga ori dreapta este iubesc. Da, eu te iubesc de mor, de-acolo din corazon. Nu știu. Ui la domnul la freestyle. Știu, dar nu-i de petrecere. Da, bac. Iubesc două femei. Femei. Să nu știi pe care o vrei. Una e mama la copii, alta e femei. E pe proză aici. E pe proză, da. Mai vigilie. Robert. Bă, tai că tu știe ce cuvânt ți-ar fi Firu și Mircea. Știe, pune și iubește, nu doar iubesc. Știe, Robert. Iubesc femeia de dur nebun. Stai cum e? Stai acest concurs cu două elemente din regulament. Elementul 1 e că dacă vă descurcați prost, puteți inventa piese de petrecere. Bă, cine e prezentatorul aici? Bă, ai avut o grămadă de șanse și ai dat de gar cu ăsta. Nu, stai acolo. A zis Mickey că poți să și inventezi melodii de petrecere dacă ai patru versuri. Avem și formația în spate care poate să ajute. Păi da, dar trebuie să deschidă, care trebuie să facă... Dați-mi un exemplu. Dați-mi un exemplu de piesă cu Te iubesc. Ia. Două, știu. Stai că ăștia au terminat conservatorul. Dă cea mai bună ritornelă care merge pe Te iubesc. Un ritm. Bun, hai că eu cânt așa. Da, eu te iubesc de mor, de-acolo din coraj. Asta merge. Da, o să inventăm ceva. Pentru că trebuie să le dau eu tot. Dacă nu sunteți de profesie, nu vă mai băgați. Deci, iubesc. Jurica la mână. Zi, iubesc. Ce mâna am câștigat pe zi de la nevastă, dacă ții, se uită la tine și ții două palme. Nu e de petrecere. Nu e de petrecere. E pe manele și petrecere. Domnul prezentator. Te iubesc, Cătălin, de ziua mea la mulți ani. Am zis-o ea, pe YouTube. De ce l-ați spus pe... Păi cântă, măi, baieti, măi. Zi, hai, Nicule. Am o melodie. Zi, zi. Eu, e aici. Are și dar eu continui să te iubesc. E bună, e de pe trecere. E, e. Viața mea fără tine acum n-are niciun rost. Haide, Radu, lasă-mă. A fost bună. E de pe TikTok, Miki. Cuvântul merge mai departe. Au câștigat următorul cuvânt pentru care trebuie să găsiți muzică de petrecere. Păi ăsta a zis-o pe Ramone. Cu ce melodie au câștigat? Noi am câștigat cu aia de la Ada. Păi noi avem patru. Dumneata, mai am una cu tine. Ai venit să mă încurci. 0 puncte egalitate. Perfect. Neți. Dimineață în 3, 2, 1, voi. Bună dimineața. Asta nu e de petrecere. Dar de ce? Nu e de petrecere. Altă bună dimineața. Bună dimineața, viața.
chemăm? Da, da. S-au fi trezit ăștia la Abu Dhabi. Dați-vă și voi mai așa. Păi nu ne lași. Păi nu ne lași, domnul prezentator. Ce dimineață, iar cu lacrimi pe față. A zis manele tău petrecere, măi, fata mea. Dimineață, gândiți-vă. Dimineața pe răcoare. Nu, nu e de petrecere. Dar ce nu? Nu, nu, nu. Îți dau 5-2. Ce, de mormântare? Nu e de petrecere niciodată. Băi, îți dau 5-2. Generația rusă. Îți dau 5-2. E care merge și la Eurovision. E trenul. Păi ce, de când îți dau 5-2? Vă rog, spuneți. Dimineața se numără banii să trăiască. El știe că la nuntă, după a doua repriză a trupei, intră el cu magia. Face cu torna și cu mărieda. Haideți! Haideți! Zi! Avem două pe plus. Avem două. Aia zi. Dimineață. Eu mai am una cu tine. Am nevoie de dimineață. Ține. El are una cât te iubesc. El are una cât te iubesc. La două zici anul viitor la... Bine, 15 ani. Duce dacă sunteți de acord. Nu ești cu dimineață, cât te iubesc. Bună dimineața, te iubesc. Lasă-mă de bine. Eu am auzit, mă, că n-am nimic. Te iubesc. 1-0. Încep să te apreciez tot mai tare. Veniți un pic mai... Haideți, arătați-vă la televizor și nu mai încurcați prezentatorul. Zi. Greu sau greu? În engleză. Greu-i puntea de trecut, nu mă aleagă de-ai băut. Hai, dă-i. Cânt-o, cânt-o. Cânt-o. Greu-i puntea de trecut, nu mă aleagă de-ai băut. E nu mă aleagă de-ai băut. Hai să mă învăț. Hai să mă învăț. Niciodată noi ne vedem! Ei, nu mai fi ceva! Nu cere scuze, a fost... Greu sau greu? Greu sau greu? E greu? Greu, e greu sau greu? Greu? Nu e greu sau greu? E greu sau greu să-mi găsesc cuvintele mereu? De-or fi, de-or fi greu, mor, pune în groapă, lume și anul. Îi mai ajut și eu. Nu m-ai ajutat, de ce să ții cuvintele răzmane? Mergem la următorul cuvânt. Punctul merge la artiști. Este egalitate, unul la unul. Băi! Mâncați-ai și ochii tăi ăștia, că pui... Dame, trece tu de aici. Deci, avem una. Ați câștigat? Ați câștigat. Nu vă... Egalitate. Ultima, 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 lacrimi. Ultimul cuvânt, lacrimi. Hai, Ramona. Lacrimi cur pe obrazul meu pentru tine. Voi suferi așa. Gusti, gusti, gusti. Lacrimi. Depinde ce petrecere. Zi-mă, ia. Iarăși dimineață. Iar dimineață. Cu lacrimi pe față. Și ce mai viață? Tu dintr-o piesă ai venit și ai dat 4 răspunsuri. Robert, ales. Bravo, băi, atâna. Mulțumim tare mult. Aș vrea să specific că Radu are o piesă cu el. Te iubesc. Cântă, Radule, cu te iubesc. Strigă cu mine, strigă cu mine. Te iubesc! Te iubesc! Mă doare capul! La 14 ani de Neața, prima lor emisiune, prima lor apariție la TV, a fost tot în platou de la...